transformă lemnul și sticla în adevărate opere de artă. Este vorba despre Sergiu Obadă, un tânăr de 32 de ani din satul Mihăileni, raionul Râșcani, care realizează mese în format 3D, deși este țintuit în scaunul cu rotile și a deschis propria afacere. Un accident rutier produs acum 10 ani l-a lăsat cu sechele pe viață. Acest lucru însă nu l-a împiedicat să-și deschidă propria afacere. Vrea să adune bani pentru a-și realiza visul cel mare, de a merge din nou. Masa dată va pleca la Franța pentru o doamnă, o moldoveancă de noastră care este stabilită acolo. Lemnul este importat, este adus din România. Este nuc negru combinat cu sticlă neagră. Adică răulețul merge sticlă neagră și deasupra transparentă. Pentru a realiza o masă, Sergiu Obadă muncește mai bine de 6 săptămâni. Un metru pătrat de masă în format 3D costă peste 600 de euro. Materia primă o importă din România și Ucraina. Cât e mai urât lemnul, cât e mai frumoasă masă să primești. Pentru că toate locurile, găurile putrigaie, eu îl împl cu sticlă. Și el se redecă în 3D. Orice masă, orice detalii, orice este, păi prelucrat manual și de zeci de ori pus mână pe lucru. Prietenii lui Sergiu spun că acesta este o persoană care te motivează să faci lucruri frumoase. Eu de la Sergiu am învățat să fiu atent cu lemnul și să depun suflet ceea ce fac și pe viitor sper să-mi deschid propria mea afacere. Sergiu este un băiat muncitor. El dorește să realizeze visurile sale, dorește din nou să meargă pe picioare. E foarte bun om și el te ajută cu un sfat și de bine și de rău și niciodată n-a stă în viață lucruri care ele nu trebuie să în viața de zi cu zi. Pentru a merge din nou, tânărul are nevoie de o intervenție chirurgicală la coloana vertebrală, care costă aproape 100.000 de euro, bani de care tânărul nu dispune. Dacă vrei, adică și dacă te ții tare și cap sus, într-un final tot se rezolvă. Absolut. Principalul să nu te dai bătut niciodată. Îl puteți ajuta pe Sergiu Obadă făcând donații în contul bancar afișat pe ecran sau pe pagina de Facebook.